Clipe de panică în comuna Runcu. Doi bărbați au fost amenințați cu pistolul în plină stradă. De la ce a pornit scandalul, ne spune chiar acum colega mea Loredana Fuciu. Bun găsit, Loredana! Bun găsit! Un tânăr de 27 de ani din comuna Arcani a amenințat cu pistolul pe doi bărbați din Runcu, iar ulterior a tras și două focuri de armă în plan vertical. Scandalul a pornit sâmbătă noaptea într-un bar din comuna Runcu. După un schimb dur de replici în local, cu alți doi clienți în vârstă de 36, respectiv 37 de ani, tânărul a început să-i umărească în trafic, iar la o distanță de aproximativ 100 de metri de bar, a vrut să-i sperie și a tras două focuri de armă. Ulterior a fost anunțată poliția, iar după o zi întreagă de audieri, suspectul a fost anunțat că va fi cercetat în libertate. În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit că nu avea autorizație pentru a folosi pistolul neletal cu gaz iritant lacrimogen, care fusese adus ilegal din Germania. Bărbatul de 27 de ani este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.